Donarea de organe este un fenomen puțin cunoscut în România, cu care cei mai mulți nu sunt de acord. Studiile arată că doar aproximativ 20% dintre români ar fi de acord cu prelevarea organelor în cazul decesului. În alte țări, populația este mult mai receptivă. În Suedia, procentul depășește 80%, iar finlandezii sau belgienii sunt de acord cu donarea în proporție de 70%. Reticența românilor este un efect al lipsei de informare. Sunteți de acord cu donarea de organe? Nu. De ce? Cunoașteți cazuri? Cazuri nu cunosc, dar nu sunt de acord. Sincer să fiu, aș fi. Ai dona un rinic, de exemplu, sau o bucată de ficat în timpul vieții? Sau ești de acord după deces? Nu după deces, da. Sunteți de acord cu donarea de organe, după deces sau în timpul vieții? Ba da, sunt de acord, de ce nu? Pentru a salva alte vieți, mi se pare normal. Cunoașteți cazuri? Concret nu. După ce mor, dacă într-un caz de accident, da, sunt de acord. Înainte să donezi, a fi sănătos, bine, doar Doamne ferește, fii copilul, așa n-am ce face, poți să te îl salvezi, dar după moarte, accident, da. Transplantul de organe se poate realiza atât în timpul vieții, cât și după moartea cerebrală. În primul caz, se donează un organ sănătos prelevat de la o persoană compatibilă genetic. În cazul morții cerebrale, pacientul își dă acordul înscris din timpul vieții, însă și familia acestuia are putere de decizie. Vânzarea de organe este ilegală și săvârșirea ei se plătește conform legii.